Hai să lăsăm. Averea dumneavoastră? Hai să lăsăm instanțele, să lăsăm. Sunteți optimist? Credeți că se va da decizia cât veți fi în sediul DNA? A fost înăuntru, nu mai aveați contractul pe birou. Trebuie să se pronunțe în alta conștiință. E acel contract o probă importantă? E un paravan? Ce face de astea? El era pus acolo, nu știu, geamul strângea, dar nu mai puteam, frate. Contractul că până la urmă, întreg dosarul se bazează pe ce? Și ele pentru sechestrul ar depus. Aveți grijă că o să vă loviți. Haideți că totuși sunt 670 de milioane, chiar așa o greșeală, adică nici măcar un avocat să nu vadă. Evident că e o greșeală, evident că e o greșeală. Nu a fost utilizat niciodată. Toate bunurile pe care le-ați moștenit sunt atât sub sechestru. Cum puteți spune despre acest lucru? Unde veți afla decizia judecătorilor?